126 de persoane fizice și juridice au fost controlate în luna iunie de către inspectorii de la fisc. Au fost aplicate 17 amenzi contravenționale în valoare de 16.000 de lei și au fost stabilite obligații suplimentare la bugetul statului în valoare de aproape 700.000 de lei. Rezultatele globale înregistrate de organele de inspecție fiscală s-au finalizat prin stabilirea unor venituri suplimentare pentru buget în sumă totală de 682.000 de lei. Astfel, 488.000 de lei sunt diferențe din impozite, taxe și contribuții și 178.000 de lei accesorii aferente diferențelor calculate. Pentru abaterile și deficiențele constatate, organele de inspecție fiscală au aplicat 17 amenzi contravenționale în sumă totală de 16.000 de lei. Cazuri au fost înaintate instituțiilor abilitate în vederea continuării cercetărilor pentru un prejudiciu de 12.000 de lei. De asemenea, în luna iunie, inspectorii fiscali au soluționat 77 de deconturi pentru rambursarea TVA în valoare totală de aproape 3.700 de lei.